Republica Moldova a adus astăzi un ultim omagiu lui Mircea Snegur, cel care a luptat și obținut independența țării noastre. În toate localitățile, precum și la misiunile diplomatice și consulare de peste hotare, drapelul de stat a fost arborat în Bernă. Funeraliile primului președinte al Republicii Moldova au început la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, unde un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie. La serviciul bisericesc au participat rudele și apropiații fostului șef de stat. De la ora 7 dimineața la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, unde a fost depus corpul neînsuflețit al primului președinte, a fost oficiată Sfânta Liturghie și Prohodul. Serviciul bisericesc a durat 2 ore și jumătate, după care cortegiul funerar, în frunte cu garda de onoare și un sobor de preoți, a pornit către Palatul Republicii. Pe durata procesiunii a răsunat fanfara. La Palatul Republicii, cortegiul funerar era așteptat de dansatorii Baletului Național Joc și Garda de Onoare, care aveau în mâini drapelul Republicii Moldova și panglici de doliu. În interiorul palatului s-a desfășurat ceremonia funerară. Aici au venit sute de oameni, printre care conducerea de vârf a țării, politicieni, ambasadori, oameni de cultură și simpli cetățeni, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Snegur. Ceremonia de la Palatul Republicii a fost urmată de un miting de doliu, iar ulterior cortegiul funerar s-a deplasat la Președinția Republicii Moldova. În timpul procesiunii, artiștii de la ansamblul Fluieraș au purtat în mâini tradiționalul pom al vieții. În fața președinției a fost ținut un moment de reculegere. Cortegiul funerar a mers apoi în piața Marea Adunări Naționale. Aici a răsunat imnul de stat și a fost proiectat discursul ținut de Mircea Snegur în piața Marea Adunări Naționale, data de 27 august 1991. Din piața Marea Adunări Naționale, cortegiul funerar a mers spre cimitirul central de pe strada armenească din capitală, unde Mircea Snegur a fost înmormântat.